Teologul Dan Ion Vasile, cel care rodește de mulți ani în țarina aceasta a memoriei martirilor, a celor care au mărturisit credința strămoșească în temnițele comuniste. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Cu ani în urmă, când au fost aduse moaștele lui Radu Gir la mănăstirea Petru Vodă, eu tocmai trebuia să intru la Părintele Iustin ca să iau binecuvântarea înainte de predică. Și Părintele mi-a dat să mă închin și sărutând craniul, mi-au rămas urme de mir pe buze și m-am întristat. M-am gândit, de ce au dat maicile cu mir pe moaștele lui Radu Gir? Dar pentru că predicam, n-am vrut să mă turcă. După predică am întrebat o maică, zic, maică, de ce ați dat cu mir pe Sfintele Moaște? Și maica mi-a zis, dar n-a dat nimeni cu mir, moaștele sunt uscate. Și m-am bucurat pentru că, într-adevăr, și prin acest fapt, Radu Gir a dat mărturie despre sfințenia lui, în condițiile în care este dușman și acum, dușman al poporului. Așa cum a spus și doamna Zoe Rădulescu, la Iași, anul acesta, pe 19 martie, a izvorât mir din mai multe sfinte moaște, de la Aiud și de la Târgu Ocna. Era acolo un craniu de la Târgu Ocna, care era descoperit de ani de zile. Dar abia atunci când părinții au făcut o slujbă de pomenire la începutul conferinței, când au venit atâția părinți, atâta lume să cinstească Sfintele Moaște, moaștele au răspuns. Și poate ați văzut filmările că în cele din urmă, după ce a izvorât mir din aproape toate raclele, a izvorât mir și într-o icoană mare a Părintelui Iustin Pârvu. Multă vreme a izvorât mir. Oamenii veneau, ștergeau mirul, iar izvora mir. Sfinții ne vorbesc prin moaștele lor și ne îndeamnă să iubim pătimirea. Ne îndeamnă să fugim de compromis. În aceste vremuri în care suntem reducați în fel și chip de noua ordine mondială și de agenții ei, noi trebuie să plecăm urechea la vocea Sfinților Închisorilor, care ne vorbesc. Am fost și eu cu doamna Zoe Rădulescu din nou ieri la Tache Rodas să-l văd, pentru că auzisem o minune ieșită din comun. Un părinte din altă țară, venit în România, a vrut să-l vadă pe Tache Rodas. Tache Rodas vorbea română, iar călugărul respectiv auzea în limba lui. Un călugăr venit de la Muntele Atos. Și părintele mi-a spus șocat cum auzea în greacă, cum Tache Rodas îi atrage atenția asupra greșelilor pe care le face noaptea la canonul de rugăciune. Și mă întreba părintele, de unde știe un fost deținut viața mea duhovnicească? De unde știe unde greșeam? Cum înțelegeam eu în greacă ce vorbea Tache Rodas în limba română? Și părintele a spus această minune când la o discuție eu am zis, cel mai mare, între cei mai mari sfinți ai vremurilor noastre, cea mai puternică mărturie este a părintelui Mihai Lungeanu. Unii poate ați auzit de el, unii poate ați văzut mărturia lui. Citiți Filocaliile, citiți Bornicul, și o să vedeți că măsura la care a ajuns Mihai Lungeanu este aceeași cu a marilor sfinți isihaști. Și eu spunând că cel mai mare e Mihai Lungeanu, părintele grec zice, poate nu știi cum e Tache Rodas. Vă mărturisesc că am fost de mai multe ori, dar sfințenia nu are clopoței. Poți să trăiești lângă sfinți și să nu-ți dai seama de măsura lor. Noi avem datoria să cercetăm mărturiile lor. Când părintele Iustin a trecut la Domnul, m-am întristat la început, suferam că mă gândeam că o să rămânem singuri. Dar Părintele Iustin este în ceruri. Uitați-vă la cărțile cu minunile Părintelui Iustin și uitați-vă la toate celelalte minuni cu sfinți vechi de sute de ani care s-au tipărit în ultimii ani în România. Și dați-vă seama cât de mare este lucrarea Părintelui Iustin. Avem datoria nu să fim niște simpli spectatori care să zicem, da, l-am cunoscut și eu sau am fost ucenicul lui, avem datoria să mergem pe urmele lor. Pentru că vorbind cu Părintele Iustin și întrebându-l, Părinte, ce ne facem? Părintele Arsenie Papacioc a trecut la Domnul. O să trece și dumneavoastră la Domnul. Ce ne facem? Și el a spus, este datoria voastră să luați locurile noastre. Este un cuvânt foarte greu și cu aceasta închei, dar Sfinții Închisorilor ne-au spus foarte clar și răspicat că vor veni vremuri de prigoană mai grele decât cele prin care au trecut ei. Și l-a întrebat părintele acesta grec pe Tache Rodas, noi am fi rezistat la torturile voastre? Și Tache Rodas a zis, nici două ore.
Păi și atunci cum o să rezistăm la vremurile grele care vin? Și Tachia Rodas i-a spus, aveți grijă la faptul că, de fapt, căderea începe cu primul ah, cu primul of. Și cuvântul mi s-a părut foarte adânc, înțelegeți? Noi de mult o roftăm în posturi, încep necazuri, suferințe, certuri, toate felurile. Și Tachia Rodas și prin el Sfinții Închisorilor ne-au atras atenția să nu cedăm cu primul ah, cu primul of, of, ci să avem curajul de a mărturisi împotriva problemelor de tot felul, a invaziei musulmane, a dictaturii biometrice, sunt atâtea și atâtea probleme. Biserica este atacată în fel și chip. Și Sfinții ne cheamă prin mirul care izvorăște din moaștele lor, prin glasul lor, prin cărțile lor, să avem curajul de a le urma pe cruce. Și dacă vom fi alături de Hristos și de ei pe cruce, vom fi alături de ei și la înviere. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Mulțumesc, Daniel!